Magazinele online sunt invadate de produse ieftine, dar periculoase. Agenția Europeană pentru Produse Chimice a descoperit haine și încălțăminte care conțin substanțe toxice, cum ar fi plumb și cadmiu. Din decembrie însă, comercianții nu mai pot vinde nimic din ce nu respectă normele de siguranță europene, iar noile reguli se aplică și magazinelor fizice. În 2024 număram 4 miliarde de colete livrate. Majoritatea au venit din afara Uniunii pe calea aeriană. Românii sunt printre cei mai mari cumpărători online din Europa. Estimările pentru 2024 arată că vor cheltui aproape 12 miliarde de euro în comerțul electronic, adică 3,42% din PIB, cam cât agricultura. Cele mai multe cumpărături online sunt făcute pe site-uri din Asia, care atrag cu prețurile mici. Haine sau altfel de chestii, v-a fost frică să încercați? Da, pentru că nu corespund mărimile. La Comisia e conștient că acest aflu de marchandise achetate în linie pose des défis en termes de conformité au cadre juridique applicable et de sécurité, de concurrence déloyale et de durabilité. En effet, bon nombre de ces produits s'avèrent dangereux, non conformes ou contrefaits. En décembre 2023, l'Agence européenne pour les produits chimiques a vérifié plus de 2400 produits de plateformes de commerce en ligne, d'entre care 400 se sont avérés périlleux. Multe articole de îmbrăcăminte din afara Uniunii conțineau niveluri ridicate de ftalați, plumb și cadmiu. Autoritățile sud coreene au testat încălțăminte de pe Temu, unde au găsit de 11 ori mai mult plumb decât limita legală, iar sandalele de pe Shein aveau de 229 de ori mai mulți ftalați. Ambele platforme sunt sub investigația Comisiei Europene. În momentul în care, nu știu, lasă anumite review-uri pe site, legislația europeană ne obligă să lăsăm și review-urile negative pe acești comercianți, nu împiedică nimeni să lase doar review-urile pozitive. Din decembrie intră în vigoare noul regulament pentru siguranța produselor, care vrea să facă ordine atât în magazinele online cât și în cele fizice. Noul regulament vine cu obligații clare. Importatorii și distribuitorii nu mai au voie să plaseze pe piața Uniunii Europene produse care nu respectă standardele de siguranță din statele membre, chiar dacă sunt conforme în țara de proveniență, în China, de exemplu. De asemenea, producătorii din afara Uniunii Europene trebuie să numească o persoană responsabilă în Europa, care să urmărească unde se duc produsele și care să colaboreze cu autoritățile pentru retragerea celor periculoase, dacă este cazul. Piețele online Trebuie să se înregistreze în Safety Gate, un sistem european care monitorizează produsele periculoase și informează autoritățile și consumatorii. În plus, trebuie să informeze rapid consumatorii când un produs este retras pentru probleme de siguranță. Parlamentarii europeni cer urgentarea reformei vamale. În prezent, coletele sub 150 de euro sunt scutite de taxe vamale. Reforma vizează eliminarea pragului minim de 150 de euro și introducerea de taxe pentru toate coletele, indiferent de valoarea lor. Peste 2 miliarde de pachete cu bunuri de valoare redusă au intrat în Europa în 2023. 65% au fost subevaluate.